Avem primele imagini, doamnelor și domnilor, de la accidentul dintre un microbuz în care se aflau elevi și un autoturism, accidentul din Buzău. Vă reamintesc, pompierii au activat planul roșu de intervenție acolo imediat după impact. Colegul meu, Cristi Georgescu, vine cu ultimele informații. Cristi, ce se întâmplă în momentul acesta acolo și dacă au fost transportate persoane la spital? Bun găsit, Lorena, bun găsit tuturor. Vorbim despre 9 persoane transportate către UPU, mai exact 2 adulți, respectiv cei care se aflau în mașină, 6 copii, iar în cazul unui al 7-lea copil, salvarea a fost chemată la domiciliu. Vă reamintesc faptul că incidentul a avut loc pe DN10 în localitatea Măgura și vorbim despre un accident rutier între un microbuz și un autoturism. 3 copii din microbuz așadar au necesitat îngrijiri medicale și sunt conștienți și vă spuneam despre acel copil preluat de la locul evenimentului de către părinți și transportat la domiciliu, pentru care ulterior a fost solicitată o ambulanță la locația de domiciliu pentru evaluare medicală și un adult din autoturism care a necesitat îngrijiri medicale și a fost preluat de ambulanța SAJ. Vorbim despre faptul că în microbus se aflau mai exact 8 elevi, iar șoferul autoturismului, așa cum vă spuneam, chiar și în prima intervenție a fost rănit și practic a suferit răni serioase în urma acestui eveniment. Ei bine, începând cu ora 14:22 a fost dezactivat planul roșu de intervenție, a fost dezactivat după ce forțele din teren au reușit să vină cu toate datele. Practic, la acest moment, medicii se ocupă ca toți cei care au ajuns la spital să primească primele îngrijiri medicale și polițiștii, evident că în acest moment continuă cercetările. Traficul rutier se desfășoară pe un sens alternativ și este posibil ca 30, 40, 55 de minute să revină traficul la normal.